Mă numesc Marius Mitrof, sunt născut în orașul de pe malul Dunării, cunoscut odinioară sub denumirea de Perla Coroanei Moldovei, iar mai târziu în versul Orientului. Concret? În Galați. În Galați. Sunt gălățean de când străbunicul a poposit pe aceste meleaguri. Jet BG. Jet BG, sigur că da. Iar chiar în ziua în care am acest interviu cu dumneavoastră, am adăugat un an la jubileul de când m-am născut. La mulți ani, să vă spunem. Mulțumesc mult de tot și dumneavoastră la fel. De profesie sunt jurist, iar după ce am absolvit facultatea de drept, am urmat un master în cadrul Facultății de Istorie, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, specializându-mă în domeniul patrimoniu și turism cultural, cele din urmă. Ce funcție aveți? În cadrul Direcției Județene pentru Cultură Galați, unde activez acum, am funcția de consilier și mă ocup de două compartimente, cultură, management, resurse umane, pe de o parte, și monumente istorice și arheologie pe de cealaltă parte. În această calitate de consilier la Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, așa, vă rugăm să ne spuneți care este activitatea noastră în general. Activitatea în cadrul celor două compartimente este una, eu aș spune, complexă, pentru că solicită cunoștințe profesionale din ambele domenii, atât din domeniul juridic cât și din istorie, la care firește se adaugă și domenii, hai să spunem, adiacente, și aici mă refer la cunoștințe despre arhitectură, cunoștințe despre construcții, toate acestea în cadrul unor relaționări cu persoane fizice și juridice care au trebuință și au nevoie de serviciile instituției noastre. În privința minorităților, dumneavoastră sunteți responsabil de activitatea aceasta culturală? Având compartimentul acesta cultură, management și resurse umane, firește că în denumirea aceasta de cultură sunt incluse și relațiile cu minoritățile din orașul și din județul nostru. Cam câte minorități avem noi aici, acum, în Galați? Au rămas aceleași pe care le-a avut Galațiul de odinioară. Numai că unele numără un număr mai mare de membri, altele mai puține, iar altele tind să dispară, ceea ce este trist. Și aici putem să enumerăm comunitatea, cum îmi vine în minte aleatoriu, comunitatea armeană, comunitatea turcă, comunitatea greacă, care este destul de puternică în orașul Galați, comunitatea rusă, comunitatea ucrainienilor și, nu în ultimul rând, comunitatea evreilor, o comunitate puternică, odinioară, astăzi a ajuns doar la câteva sute de membri, chiar sub 500 de membri, aș putea spune. Nu, 100 și ceva. Am zis sub 500, deci e foarte puțin. Da. Dar în particular, acum aș vrea să vă întreb, referindu-ne la comunitatea evreilor din Galați, dumneavoastră, ce ați reușit să faceți în legătură cu patrimoniul acestei comunități? Comunitatea evreilor din Galați, așa cum am spus, a reprezentat o forță la un anumit moment. Trebuie să menționez faptul că la 1891 comunitatea, nu în sensul strict legal, pentru că nu era constituită legal așa cum sunt constituite astăzi, cu statut, dar acest grup etnic, această constituie într-o comunitate cu număr destul de mare de membri, deci număra undeva la peste 13.000 de membri,
într-o perioadă în care locuitori de cetățenie română, români în general, erau vreo 34.000, dintr-un total de 52.000 și puțin de locuitori. Restul constituit celelalte comunități. Deci iată ce forță reprezentau membrii comunității evrei, sigur că da, la 1891. Ei bine, această comunitate atât de puternică la acea vreme, firește că trebuia să aibă și un patrimoniu. Patrimoniu care în cele din urmă l-au avut, însă vicisitudinile istoriei și-au pus amprenta asupra acestora, nu aș vrea să le enumăr acum, care au fost și ce s-a întâmplat cu acestea, dar ne-au rămas foarte puține obiective de patrimoniu ale comunității. Școli, au spitale, sigur, au avut spitale, au avut școli, au avut cimitire, au avut sinagogi și așa mai departe. Dar dintre toate acestea ne-au rămas doar câteva pe care astăzi le putem vedea, însă ne întrebăm câți dintre noi mai știu că acestea au aparținut comunității evreiești, în condițiile în care, în afară de sinagogă care există, care a fost reabilitată și este extraordinar de frumoasă, deci a fost revitalizată, aș putea să spun, și care, din nefericire, ea se află pe locul inițial originar, dar din nefericire, prin sistematizare, acum este undeva pusă în umbră, încât puțini o pot vedea în toată splendoarea sa. Deci, în afară de sinagogă... Și nu este interzis, oricine poate... Absolut, nu este interzis, dar în afară de sinagogă, care atunci când o privești, te duce cu ideea la comunitatea evrească, celelalte obiective nu prea mai spun nimic. Despre spitalul despre un alt obiectiv, un alt obiectiv al comunității, iarăși despre care lumea știe foarte puțin, deși poate mulți au trecut pe acolo și în special femeile când au fost mămici. Acolo. Sigur că da, e adevărat și când s-au născut. Este maternitatea de astăzi, Bună Vestire, parcă se cheamă, de pe strada Grigore Alexandrescu, fostă Dumitru Chicuș, fostă Principesa Maria, fostă Cojocarilor. Da, revenind la Spitalul Israelit, iată că există acest obiectiv despre care, așa cum am spus, foarte puțină lume știe că a fost un spital aparținând unei comunități etnice, și trebuie spus că este singura comunitate etnică din Galați care și-a permis construirea unui spital. Nici grecii nu au avut. De asemenea, mergură, totuși, este un spital care are o întindere extraordinară, se întinde pe o suprafață destul de mare, pe două străzi aproape, din câte încerc eu acum să o vizualizez. Dar, deci, faptul că evreii s-au preocupat să existe și un spital în care bolnavii din comunitate să fie îngrijiți, și nu numai bolnavi din comunitate, fiind un spital, firește că avea acces toată lumea. Asta dovedește foarte mult despre puterea acestei etnii. Tot și despre... Au adus aparatele Röntgen prima dată în Galați, la care noi am făcut micro, dacă vă aduceți aminte, făcea micro. Este firesc, pentru că grija lor față de sănătatea, nu numai a celor de lângă ei, a membrilor comunității, ci și a celorlalți, e firesc ca ei să fi manifestat dorința de a-și dota cu cele mai bune echipamente spitalul pe care l-au avut. Iată însă că a apărut acel moment nefericit, pentru că nefericit a fost, de la 1948, când toate obiectivele și toate imobile din patrimoniul comunităților au fost expropiate, cele din urmă naționalizate, unele au fost transformate,
Și de aceea spun, deși multă lume trece pe lângă maternitatea de astăzi, cred că foarte puțin știu că acolo a fost un spital ridicat de către comunitatea evreilor din Galați, cu efortul lor, pentru că nu se ridică nicio clădire de o asemenea învergură și dotată cu asemenea echipamente cu bani puțini. Deci este clar că au participat, au strâns prin adunările pe care le făceau în cadrul sinagogilor, în cadrul templelor. Au fost oameni templelor. Tare de mână, au fost și, numai, și oameni bogați care au contribuit. Din câte am vorbit cu domnul președinte al comunității, domnul Blumer, am înțeles chiar și cei care făceau parte din pătura de jos, să le spunem, muncitorii meseriași, și contribuiau cu puținul lor. Cu puținul lor contribuiau atunci când era ceva care mergea spre binele comunității. Ce ați putea să ne spuneți legat de istoria evreilor din Galați, dacă cunoașteți câteva aspecte așa? Despre istoria evreilor în general, din Galați, da, sunt multe de spus. Ce pot să spun? Înainte de toate, am achiziționat recent volumul care vorbește despre istoria comunității evreilor din Galați, scris de doamna Violeta Ionescu și de domnul Leibovici. Helșcovici. Da, o lucrare în două volume, o lucrare care a necesitat un volum de muncă impresionant, dar care conține date la fel de impresionante și de foarte mare importanță. De ce? Pentru că tot ceea ce este cuprins în paginile celor două volume vorbește practic despre istoria evreilor din oraș. Deci, ce pot să vă spun? Cred că ei devin, orașul Galați fiind oraș port la Dunăre, o schelă la Dunăre, firește că a devenit importantă nu numai pentru Moldova, la acel moment în care Moldova a pierdut Cetatea Albă și Chilia în favoarea Imperiului Otoman. Moldova a pierdut practic orice posibilitate de a face comerț exterior pe Marea Neagră și atunci îi trebuia un debușeu, un loc din țară unde să poată exercita acest comerț. Firește, dacă Galațiul până la acel moment, nu Galațiul, zona aceasta la sudul Moldovei nu reprezenta nicio importanță, pentru că existau cele două porturi mari, Chilia și Cetatea Albă, și importanța aceasta nu era atât de mare. Iată că s-a găsit acest debușeu în sudul Moldovei, unde niște așezări mici de pescari s-au închegat și s-a format acea schelă a galaților la început, pe malul Dunării, pentru că zona conferea destule posibilități pentru ancorarea vaselor. Iar odată deschis acest debușeu, firește că a început să atragă și comercianți. Iar printre mulții comercianți străini, cine putea să vină la Galați și să se așeze aici decât evreii? Alături de, așa cum am spus, și de armeni, și de greci, și așa mai departe. Iar ușor, ușor au apărut primii evrei care au început probabil să facă comerț, să facă nu numai comerț, să facă și acele tranzacții bănești necesare oricărui comerciant. După care, iarăși, contextul istoric din afara hotarelor Moldovei i-a determinat pe evrei să vină într-un număr din ce în ce mai mare să se așeze în Moldova, în diferite localități din Moldova, dar cu precădere și în orașul, în schela galaților deocamdată, punând umărul la dezvoltarea acestuia în cele din urmă.
vine, sărim peste etape, vine momentul de Porto Franco, când se deschide practic portul și orașul comerțului liber, și atunci firește că devine o mană cerească pentru orice comerciant. Evrei, firesc că au fost atrași de această oportunitate până la urmă, venind într-un număr cât mai mare, astfel încât începem să-i găsim chiar și după nume din ce în ce mai des, documentele vremii vorbind despre ei din ce în ce mai des și chiar pomenindu-le numele, ceea ce constituie un lucru extraordinar și foarte important pentru istoriografia noastră. Ce personalități a avut comunitatea evreiască? În general, sau dacă vă amintiți așa, măcar din câteva domenii? Firește că nu, oricât aș vrea, n-aș putea să-i enumăr, pentru că, așa cum am spus, comunitatea evrească a fost una foarte puternică în Galați, iar numărul membrilor acestora care s-au remarcat nu numai pe plan social, economic, cultural în orașul Galați, dar au depășit granițele orașului și s-au făcut remarcate și pe plan național și chiar internațional, sunt foarte, foarte, foarte numeroase. Și ca să încep să le enumăr acum, atât cât îmi amintesc eu, cred că ar trebui să stăm foarte mult de vorbă. Însă am să amintesc doar câțiva care nu neapărat sunt cei mai reprezentativi, pentru că aș pune în umbră pe ceilalți și aș comite o nedreptate. Haideți să o luăm înainte de toate, să o luăm pe plan economic, pentru că îmi vin în minte acum industriașul Aușnit, a cărei casă o putem vedea și astăzi în Galați. Chiar dacă pe strada Domnească, la numărul 70, chiar dacă a cumpărat-o de la Leon Klimis și nu a locuit închirind-o consulatului italian, faptul că a deținut o proprietate și este o casă, monument istoric astăzi, cu o arhitectură extraordinar de frumoasă și de atrăgătoare, lucrul acesta spune multe. Am început cu Max Auschnitt, dar să nu îl uităm pe tatăl lui, pe Osias Auschnitt, a cărui casă există și astăzi în Galați, pe strada Nicolae Bălcescu, undeva la numărul 84, cred. Unde a fost dispensar, sigur că da. Ne putem da seama ce a reprezentat familia Auschnitt pentru orașul Galați, iar dacă mergem mai încolo și ajungem undeva în deceniile 2, 3, 4 ale secolului 20, amintind de uzinele Titan Nădrag Galați, cu laminorul de tablă de la Galați, din port, vedem că Max Auschnitt, familia Auschnitt în general, a reprezentat ceva pentru orașul Galați. Intrăm într-un alt domeniu, haideți să vorbim un pic și despre cultură. Și aici să-l amintim pe Fuchs, compozitor, pianist, care l-a acompaniat pe George Enescu de câte ori venea la Galați. Și el recunoscut pe plan local, național și mondial. Să vorbim despre Lola Schmiller-Roth, care a fost fica consulului Schmiller, consul al țărilor de jos, și care locuia undeva pe strada Speranței, devenită Colonel Boyle, și astăzi o stradă denumită banal strada Portului, casă care am impresia că mai există și astăzi, sau nu mai există, pentru că și această stradă a fost supusă sistematizării. O stradă deosebit de frumoasă, un vad important de legătură între centrul orașului, între orașul de pe deal și orașul din vale, portul orașului. O artistă plastică extraordinară, cu numeroase expoziții, recunoscută pe plan local și național.
O altă artistă plastică care vine în minte acum este fica lui Helder, Jean Coppel, renumită nu numai prin ceea ce a creat ea ca artistă plastică, renumită și prin filiație, prin tatăl său. Helder, care, așa cum știm, era cel mai bun bijutier din Galați, fabrica ceasuri, el dădea ora exactă în oraș, cum spunea Mușețeanu, avea o casă cu turn, spunea Mușețeanu, și cu un ceas în vârf, situată pe strada Domnească, din nefericire astăzi nu mai este, o casă extraordinară cu vitrine mari, în care lumea, când se plimba pe corsul Gălățean, întotdeauna se oprea în fața vitrinelor și își arunca ochii asupra ceasurilor și bijuteriilor. M-am oprit mai mult asupra lui Helder pentru că obiecte, ceasuri de ale lui Helder există și astăzi în colecțiile particulare din lume. Și lucrul acesta este important pentru că atunci când vedem un ceas marca Helder, vedem Helder și scrie Galați Z, parcă ne crește inima de bucurie că chiar dacă a fost evreu, el aparține orașului nostru și în mod automat parcă aparține comunității galățene. Referitor la tradițiile evreiești, ele se pot reflecta oarecum în viața culturală a Galațiului? Au fost cunoscute? Absolut. Absolut. Referitor la tradițiile evreiești, voiam să vă spun că eram copil și aveam o colegă în generală care se trăgea dintr-o familie de evrei și eram deseori invitați la ea acasă, eu personal. Și mergeam de câte ori eram invitat sau de câte ori aveam și eu nevoie, poate vreau să facem lecțiile împreună sau mă rog. Aceasta e o altă chestiune. Însă, copil fiind și fiind acasă la colega aceasta, în vacanța de iarnă, am surprins un moment, nu știam nimic despre evrei în momentul acela. Știam doar că este evrei. Dar nu știam nimic și am surprins un moment, era de Crăciun sau de Bobotează. Firește că ne jucam acolo, mă rog, nu mai știu ce făceam exact, când a sunat preotul la ușă. Noi ne-am repezit ca și copii să deschidem ușa și chiar mă gândeam acum exact ca cei treiezi, din capra cu treiezi, să deschidem repede ușa, dar bunica fetei, a colegei mele, ne-a luat-o înainte și a deschis ușa, iar înainte ca preotul să înceapă să-și spună ce avea de spus, nu mai știu dacă era de Crăciun sau de Bobotează, bunica fetei i-a spus, știți, noi suntem evrei. Momentul în care s-a scuzat, momentul în care și preotul s-a scuzat și a făcut cale întoarsă. În momentul acela, eu am început să pun întrebări despre evrei. Ce s-a întâmplat? Pentru că eu eram obișnuit cu tradițiile noastre. Știam că de Crăciun, de Bobotează, vine preotul, primim... Întrebările. Exact. Întrebări. Practic, acolo a fost declicul. Și atunci m-am întrebat de ce ei nu primesc preotul. Da. Firește, am mers la părinți și din acel moment am început să se deruleze și să, pe măsură ce aveam posibilitatea să parcurg lucrări care din care să satisfacă setea aceasta, curiozitatea, firește că le parcurgeam și încet, încet am învățat. Nu pot spune că știu totul despre tradițiile evreilor, Doamne ferește, dar câte puțin cunosc. Și faptul că le știu și faptul că... Cum le-ați aflat? Le-am aflat în mod special prin lecturare, prin lectură. Le-am aflat până în 1990, iar în 1990, când a fost boom-ul informațional, să spun așa, s-a dat drumul efectiv la literatură, la orice tip de literatură, firește că prima dată Biblia, Vechiul Testament și Noul Testament, odată ce mi-a intrat pe mână, l-am citit și de acolo, practic, am început să înțeleg mult mai bine. Dar știu că ați realizat această uniune între minorități. Realizăm, mai multe etape ați făcut. Realizăm aceste lucruri despre comunități în general
printr-un festival, așa l-am denumit, anual, care se intitulează La pas prin grădina publică în Galații de altă dată. Promovăm cu această ocazie monumentul istoric care este grădina publică și readucem în atenția gălățenilor faptul că în grădina publică, odinioară, și vorbim de anii 1880, 1877, 1900, 1920 și așa mai departe, până în 1945, odinioară, sigur că da, odinioară, în grădina publică, pe lângă români, se plimbau și greci, se plimbau și turci, se plimbau și ruși, și evrei. Și atunci, în conglomeratul acesta etnic, noi trebuie să scoatem în evidență, să scoatem la suprafață tot ceea ce este frumos.